Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre tamarinul cu creastă albă. Tamarinul cu creastă albă este o maimuță din lumea nouă, cântărind mai puțin de 500 de grame. Poartă denumirea științifică Saguinus oedipus. Mai este cunoscut și cu denumirea de tamarin de bumbac. Sunt întâlniți în pădurile tropicale și pădurile deschise din nord-vestul Columbiei. Se deosebesc de alți membri ai genului Saguinus prin posesia unei creste de păr lung albicios, de la frunte la ceafă, care curge peste umeri. Spatele lor este maro, iar părțile inferioare ale brațelor și picioarelor sunt albicioase până la galbene. Crupa și părțile interioare ale coapselor sunt portocalii roșiatice. Baza cozii este de asemenea roșiatică portocalie, în timp ce vârful este negricios. Dimensiunea corpului este între 21 și 26 de centimetri, coada este între 33 și 41 de centimetri, iar greutatea medie este de 432 de grame. Tamarinul cu creasta albă trăiește în grupuri variind între 1 și 19 indivizi. Cu toate acestea, cele mai frecvente dimensiuni de grup sunt de la 3 la 9 indivizi. Aceste grupuri constau într-o pereche dominantă de împerechiere din puilor și de câteva animale subordonate sau tinere de ambele sexe. Acești membri subordonați tind să formeze grupuri mici și să migreze în afara grupului principal. Este o maimuță diurnă și arboricolă. Specia a fost prima dată descrisă de naturalistul Carl Linnaeus în anul 1758. Linnaeus a ales numele specific Oedip, care înseamnă picior umflat, dar întrucât specia nu are picioare deosebit de mari, nu se știe de ce a ales acest nume. Specia nu este diformă sexual, masculul și femela având dimensiuni și greutăți similare. Au unghiile ascuțite pe toate degetele, cu excepția degetelor mari de la picioare, care au unghiile plate. Ghearele lor seamănă cu ale unei veverițe și ajută la deplasarea prin copaci. Pielea feței este neagră, cu benzi gri sau albe, situate deasupra ochilor. Aceste benzi continuă de-a lungul marginii feței până la maxilar. Dinții săi, canini inferiori, sunt mai lungi decât incisivii, creând aspectul de colți. Maturitatea sexuală este atinsă la 18 luni la femele și la 24 de luni la masculi. Au un sistem de reproducere monogam. Dau naștere la 2 pui de 2 ori pe an. Tamarinii sunt în primul rând insectivori, insectele reprezentând 40% din dieta lor. Ei consumă de asemenea și o mare diversitate de fructe. Populația sălbatică este estimată la 6.000 de indivizi, dintre care doar 2.000 sunt adulți. Tamarinul vocalizează cu fluiere asemănătoare unei păsări, sunete de ciripit, triluri ascuțite sau alte diverse strigăte. Cercetătorii descriu repertoriul său de 38 de sunete distincte ca fiind neobișnuit de sofisticat. Sunt considerate animale pe cale de dispariție datorită distrugerii habitatului. Aceste maimuțe obțin apa de care au nevoie lingând frunzele umede de ploaie, rouă sau fructele pe care le consumă. În acest fel, ei pot evita să coboare la o sursă de apă de unde un prădător îi poate prinde. Prădătorii naturali sunt păsările de pradă, felinele sau șerpii. În sălbăticie, acești tamarini cu creastă albă pot trăi până la 13 ani. În captivitate însă, media este de 26 de ani, ei atingând aceste vârste deoarece sunt protejați de prădători și nu depind de hrană pentru mâncare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!